2 ani de zile inul în groapă. Ea nu voiam neapărat să devin influencer. Hello, dragii mei, bine ați venit la un nou vlog. Pentru că m-ați tot întrebat ce face Maria, unde e Maria? Maria era la București. Ia uitați, era la Cluj. Exact. Am pus undița, am agățat-o și am tras așa de avion până... Ai pus în undiță copilul și mai... Exact, da, totul mai acum e pentru copil, nimic nu mai e despre mine. Ne-am gândit să ne pregătim aici cu voi și am povestit una alta. Eu zic să stați, să vedeți unul la mână cum am primul get ready with me cu noi două. E primul și efectiv am locuit un an împreună. Din prințese în boscheți. Cu ce începem? Eu încep să-mi fac unghiile ca să nu începe lumea. Ne punem peciuri pentru ochi. Pexe. Eee, peciuri pentru ochi. Zici că-s din jeleu. Tucu. Ai mâncat bine de Crăciun? Am mâncat. Tu mai știi ziua aia în care ne-am făcut noi frumos să facem poze? Eu eram suferindă, erai și tu suferindă. Și cântam pe piesa lui Nicole Sherry. Dansează amândoi aici în fața mea. Eu ca Bing Shuk. Dar ce ți-ai băgat asta în ochi? Nu prea mi-ai văzut peciuri de astea, nu? Nu, așa scump pe scuze. Așa pe scump noi mei. Și ce să vezi, mi le-am primit? Nu? Încă mai dau și bani. Vine să le mușc. Ar fi ciudat? Nu știu. Textură mișto. Tu chiar ai băgat în gură? Da, mușcat. Eram curioasă. Eu încep cu o bază de la Dior. Dior. Îmi place mult textura. Îmi place Dior. Dar cred că îi pasă nimănui cu ce dai pe față. Cred că lumea vrea să audă ce mai bârfim noi, ce mai vorbim. Poate interesează pe cineva, dar poate chiar ce ți-ai plesnit una. Asta e un secret al tău de frumusețe. Cum să ai tonul perfect? Da, sunt niște palme. Bă, dar să știi că ți stimulează circulația. Nu bullshit. Era frică de voi că o să comentați că are unghiile nefăcute, de-aia nu știe că aici nu sunt oameni care sunt așa superficiali. Știi că sunt foarte puțini, i-am la bloc pe toți. I-am la bloc pe ăia care au ceva de comentat. Da, exact. Au rămas oameni ca lumea. E, dar mai vin noi. Lasă te blochez, nu e nicio problemă. Am folosit acest avem același beauty blender. Sisters! Nu, la tine. 110 like. Tu ai intrat vreodată la cineva pe pagina și ai început de așa? Nu, what the fuck? Am și oameni pe care nu-i plac. Măi, dar n-ai rufi de pus la spălat, n-ai gunoi de dus. Am și oameni pe care nu-i plac. Dar pur și simplu le dau bloc sau... Eu nu mă uit la nimeni. Nu mă uit, exact. Eu nu mă uit la nimeni care poate să-mi... care mă enervează sau nu-mi place. De ce să-mi stric eu starea? Dacă oricât m-ar enerva, cred că niciodată nu aș ajunge până în punctul în care să-i las un comentariu. De... S-a stricat unghii. Eu îmi dau cu cremă de ochi. Că la mine e foarte uscat aici și aia. Concealer. Tot de la Dose of Colors. Ți-am zis... Eu n-am mai auzit de brandul ăsta. Le-am descoperit la fata asta. La Monica Palco? Da. Și a zis ea că... Este la fel ca cel de la tartă la șmecher. Am concealerul ăsta în nuanța 10 și 16, cred. Bună ziua! Bună ziua! Ne-am trezit! Bună ziua, ne-am trezit! Mami! Vrei să mă chem? Doamne, ferește! Mami, ce faci? Bună ziua! Bună ziua! Ce faci? Unde te uiți, mami, în cameră? Iată! Sper să nu vomite. Uite pe bluză, uite ce ți-a făcut. Simți că s-a schimbat contentul tău de când te-ai gravizit? Bă, nu. Mi se pare că a mai apărut ceva în viața mea, încă un subiect despre care vorbesc. Și e atât de viața mea. Nu consider că s-a transformat canalul meu într-un canal de parenting. Nu, și nu o să se întâmple chestia asta vreodată, că nu sunt eu vreun exemplu să dau eu sfaturi. Unde este primul loc în care îți călătorești cu Victoria? Disneyland. Și ce o duci? Da. Pentru mine. O duc ca să-i spun că a fost. Ai văzut vlogul meu de la Disneyland? Sincer, nu l-am văzut. Nu l-am postat. Ah, ok, și m-a pus la încercare. Deci, vedeți? Vedeți? Nu, vedeți? Dacă ziceam că da. Mie asta îmi lipsește cel mai tare din tot. Da. La călătoritul. Mă simt așa, ca într-o cușcă. Am venit acum la Cluj și parcă am venit în City Break. Mă simt ca în altă țară, jur. Bine, oricum Clujul e foarte diferit de București. În București acum e o situație cu gunoiul. Pentru că, bă, nu știu, primărița sectorului 1 e certată cu...
fostul primar și fostul primar a făcut o mânărie cu cei de la firma de salubrizare și efectiv vin și lasă gunoi pe stradă, nu-l ridică. S-au adunat munți de gunoi în București. Este orașul este absolut infect. Din București este infect în momentul ăsta. Nu tot București. Dar cum e legal să se întâmple? Păi nu este legal, bineînțeles nu e legal. Sunt niște mânării care se întâmplă. Dar faza e că situația e nasoală pentru noi cei care lucrăm. E în sectorul 1 situația asta cu gunoiul. Auzi, dar oamenii în sectorul 1? În sectorul 1 și e foarte împuțită situația. Băi, sunt șobolani pe strade și nu se spală străzile, nu se spală trotuarele, e plin de, mă scuzați franceza, e plin de pișați și de căcați peste tot. Aici am văzut diferența la taximetriști. Nu e nicio diferență între Uber și taxi, aici, da, aici tot e ok. Pe mie în București mi-este frică, de multe ori și iau taxi, jur că mi-e frică. Da, și mai ales seara sau din astea. Da. Unde mergeți? Nu, acolo nu merg. Exact. N-ai treabă aici. Mai știi când făceau ei protest și am căutat noi un taxi și ne-a întrebat până unde mergeți? Ei în condițiile în care își doreau să nu mai existe Uber, că voiau ei să facă serviciul ăsta. S-au revoltat împotriva Uber-ului și după aia știu că atunci chiar am vrut noi să luăm un taxi. Da, aveam nevoie de un taxi și ne-a refuzat, eram, dar de ce mai stai la protest? Wow. Eu ce-am făcut eu aici? Mi-a dat ce culori are aici. Pastelul așa frumos. Oh. Nu ne-ai luat la Sephora? Asta când ori vina, am primit-o la Sephora, mi-a trimis-o. Oh. Laura de la Sephora știe că ador toate paletele de la Norvina și mi-a făcut o cadou și eram. Și eu le ador, Laura. Le ador și le cumpăr. Păi da, dar tu nu faci content de beauty foarte mult. Tu ai lifestyle, ai asta. What is this, Maria? Păi... Ce filmăm acum? Știi că de fiecare dată când mă dau cu ceva la loc mă întreabă, la ce e? Deci... Aș putea fi considerat un beauty guru. Am făcut două cursuri de make-up, am început să experimentez mai mult, am învățat mai mult, am exersat mai mult și... Îți mai trebuie? S-o dorești așa? Mi-am murdărit asta. Îmi place culoarea asta mult. Dar eu cred că tu o folosești mai mult. Nu știi când vine cineva cu un lucru, vrei pe ăla. Așa zi. Păi, dar pune întrebarea, că poate nu s-a înregistrat. Maria, ce ți-a plăcut cel mai mult atunci când ai locuit cu mine? Deci cel mai mult mi-a plăcut faptul că chiuveta era mereu goală. Irina nu suporta să vadă vase în chiuvetă. Și trebuia să fie tot timpul imaculat așa pe lângă. Nu pot să zic că se mai întâmplă. Acum stau, negociez cu Ghioca care bagă, care să pune, să spele vasele. Știu cum i-a zis mama unei prietene, mama Robertei, o casă se vede dacă e curată, dacă ai curățenie în bucătărie. Și am ținut eu minte, de atunci băgam jmotrul tot timpul și acasă la mine. Îmi mai plăcea faptul că... Scoteam cu Irina în fiecare zi afară. Că mă ajutai cu bijul, că eu dimineața mă duceam la muncă și mereu eu plăcea să dorm un pic mai mult și Irina cum nu era la program fix, urgam pe ea să scoată pe biju și o scotea. Beam cafeaua cu biju. Efectiv, Irina a locuit cu biju și eu eram... Că eu eram la birou. Acolo când mai eram la muncă, non-stop. Ne motivam una pe alta să filmăm, să facem, să... Din chiar eram super activi pe YouTube și făceam o grămadă de chestii. Irina! Da! Dar ție, ce ți-a plăcut cel mai mult de la locuit cu mine? Să fac nimic. Păi primul lucru care mi-a plăcut era că stai foarte mult pe capul meu. Mă motivai destul de tare. Mă loveai câteodată în orgoliu și mă făceai să mă autodepășez cu tot felul de chestii și am învățat foarte multe lucruri bune de la tine. Am început să mă demachez în fiecare seară. Am avut noi o tentativă să mâncăm sănătos. O tentativă. O dată. Irina a învățat că pe lângă mezeluri mai există și o roșie. Da, exact. O legumă. Eu sunt un om care are în cap foarte multe lucruri. Am foarte multe idei și foarte bune, zic eu câteodată. Nu? Da. Nu ți se pare? Da. Sincer. Da. Te omor. Da, măi, da, ai. Nu, părerea mea e că am și niciodată nu le execut. Tu schimbai păreri bune, dar le și execuți. Am păreri bune sau idei bune? Eu idei, scuze. Ai idei bune. Tu duci de la vis la realitate. La mine e foarte rar. Mi se pare că de multe ori tu ești în amicul tău, că îți pui multe piedici, că îți vine ideea și după aia te gândești a, dar e greu, a, dar n-am cum, a, dar cum fac asta, a, așa. Și după aia te descurajezi singur înainte să încerci. Uite, m-am machiat colorat, eu nu m-am machiat colorat acum, că ești lângă mine, știu că tu te
colorit mereu pe la ochi. Am învățat super multe lucruri legate de marketing. Foarte multe cunoștințe are Maria pe partea asta. Păi vorba și eu chiar aveam nevoie de un om am studiat. Să-mi explice lucrurile de care sunt eu interesată. Ție cred că ți s-ar potrivi foarte bine facultatea mea. Eu atunci când mi-am ales facultatea, am crezut că marketingul e tot ce ține de publicitate, da, da, de social media. Eu oricum voiam să fac ceva pe social media. Nu voiam neapărat să devin influencer. S-a întâmplat. Da, s-a întâmplat. Arăt oribil acum, fără tuș, fără nimic, și că n-am ochi. Știi ce mi s-a părut tare? Că am văzut la, pe Netflix, la pe Dark Tourist, este un, mă rog, un show super tare. Și acest Dark Tourist s-a dus în Indonezia și în Indonezia sunt niște tradiții. Când începusem să-ți povestesc lângă cimitirul ăla. Așa. Am vrut să o comic pe Irina, să vizităm astăzi un cimitir, dar n-a vrut că era frică. Și deși toți sunt morți acolo, cu numai... Efectiv, toți sunt morți, nu e ok. În fine, în Indonezia există o tradiție prin care mortul nu se ține 3 zile cum se ține la noi. Fantome, poate fantome în spate. Așa se ține 2 ani de zile. Poftim? 2 ani de zile, ei nu-l îngroapă. Și țin mortul 2 ani de zile și se duc, îi lasă de mâncare. Dar vii deja și faza e ca un ritual prin care îl bagă în rășină cumva. Și practic e așa ca un bibelou, mă rog. O lumânare. Efectiv arată ca o lumânare, da. Și tu te duci, îi lași de mâncare, faci glume, faci mișto de mort, nu știu, îi mai povestești ce s-a mai întâmplat, îi duci biscuiți, lapte, ce vrei tu, ce i-a plăcut, un pachet de țigări. Gen, îi lași ce vrei tu acolo mortului și după 2 ani de zile ei sunt pregătiți, gata, să-și a rămas bun. Se ducă și ei consideră că în timpul ăsta mortul nu-i mort, gen mortul se odihnește. După aia, după 2 ani, e pregătit să se ducă în treaba lui. Adică mormântat. Și îl înmormântează, dar faza e că ei odată la nu știu cât timp, ei dezgroapă morții. Odată pe an ei dezgroapă morții. În fiecare an? Da. Și fac niște ritualuri, gen, wow, cântă, nu știu ce, scot mortul. Și mortul întotdeauna e înfășurat în super multe materiale și îl desfașă. Și, dar bine, dar nu cred că tu nu înțelegi, ne arată ca un mort, arată ca o spafidă, așa, e gen o chestie, că îți morți de 10 ani. Și la un moment dat, faza care m-a șocat pe mine era că toată lumea... Ce glumă fac? Glume? Pun ochelari funny la mort, gen caterinci, că... Și care e faza? Că noi vedem moartea ca pe o chestie super tragică, dar sunt culturi pe lumea asta care văd moartea ca pe o chestie naturală. Nu, ca pe o chestie naturală a vieții, e o etapă naturală și dacă stai să te gândești, așa e, moartea e o etapă naturală în viața unui om, adică la un moment dat se întâmplă, nu ai cum să o eviți, se întâmplă și aia e. Prin prisma acestei perspective, ei sunt foarte relaxați în privința mortului și ei după ce îl dezgropau și făceau așa, scoteau iPhone-urile, toată lumea filma și făcea selfie-uri cu mort. Deci mie mi s-a părut, trebuie să vedeți, e pe Netflix. Ce crezi că o să se întâmple cu vlogging-ul în 2-3 ani? Cum crezi că o să arate situația? Că e clar că s-a schimbat mult scena online-ului de când ne-am apucat noi de vlog. A apărut TikTok-ul, a apărut alte tipuri de conținut pe YouTube. Cred că o să fie mult mai mult conținut pe YouTube, în primul rând. Cred că multe emisiuni de la TV și așa o să migreze către noi. Deja începe să se întâmple treaba asta. Care crezi că o să fie platforma principală în 2-3 ani? TikTok. Da? Da. Eu nu cred. E foarte ușor de urmărit. TikTok. Poți să consumi foarte mult conținut foarte rapid. Păi e foarte scurt. Într-un foarte... singur... E foarte scurt și foarte, da, nu știu, nu necesită mult timp, nu necesită multă atenție. Eu cred că YouTube-ul o să rămână în continuare king. Și mi se pare că YouTube-ul este platforma care te obligă să faci conținutul cel mai complex. Ce faci, soare? Mă machez. Te zici ca o soare. Păi și era un compliment? Da. A, nu, dar soarele ce e, ceva urât? Nu, da, îmi place să-mi zică direct. A, să-ți mai zică de mai multe ori, să reconfirm. Roma, da. Așa. Salut pe vlog. Vă salut. Irina nu știe ce să zică pentru outro, dar vă zic eu ce. Intrați în descrierea acestui video și intrați și la mine pe canal, pentru că veți găsi mai mult content cu noi! Ura! Și dacă vreți să vedeți și mai multe chestii cu noi din viața noastră de zi cu zi, vă așteptăm și pe Instagram, dar poate chiar din când în când și pe TikTok. TikTok, Instagram, v-am anunțat să promovez TikTok-ul. Scrieți-ne în comentarii și ce ați vrea să mai vedeți de la noi și... Ce-a fost asta? Pa! Din nou, pa! A fost un pa bun?